Anul acesta s-au împlinit 69 de ani de la moartea lui Iosif Visarionovici Giugașvili, adică Iosif Visarionovici Stalin. Dar care este moștenirea acestui dictator? Ce a lăsat el posterității? Câteva milioane de morți? Câteva milioane de persoane strămutate forțat în cadrul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și încă mulți alți oameni trimiși în gulag. Numărul exact al victimelor terorii lui Stalin rămâne necunoscut până astăzi. De la venirea sa la putere, în a doua jumătate a anilor 20 ai secolului trecut, imediat după moartea lui Lenin, până la propria sa moarte, trei decenii mai târziu, pe 5 martie 1953, Stalin a marcat pentru totdeauna istoria omenirii prin transformarea URSS, iar după 1945 și a țărilor satelite, într-un vast teritoriu în care cultul personalității, teroarea, violența, minciuna și crima au format coloana vertebrală a puterii. Născut în 1878 în Georgia, pe atunci parte integrantă a Imperiului Țarist, Iosif Visarionovici Giugașvili a ales mai târziu numele Stalin, adică omul de oțel. Fondator al unui regim al terorii, el a utilizat metodele leniniste de represiune nu numai împotriva oponenților declarați, ci și împotriva popoarelor aflate sub influența URSS. În 2009, Parlamentul European a votat o rezoluție prin care condamna crimele împotriva umanității comise de regimurile comuniste. Dacă pentru jumătatea estică a Uniunii Europene acest gest formal a însemnat o recunoaștere a suferinței trăite timp de 50 de ani, pentru jumătatea vestică nu a părut să însemne mai nimic. La vremea respectivă, niciun ziar occidental de anvergură nu a comentat adoptarea acestui document. Din nefericire, situația este neschimbată și astăzi. Acest deficit de cunoaștere a ceea ce a însemnat comunismul brut ne aduce în situația periculoasă de a recupera public o ideologie criminală. Despre una dintre cele mai negre perioade ale secolului 20, în continuare la Omul și Timpul. Invitați în ediția de astăzi Omul și Timpul sunt domnul Vasile Buga, coordonator al Centrului de Studii Ruse și Sovietice, academician Florin Constantiniu din cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, domnul Florian Banu, istoric, cercetător CNSAS și domnul profesor dr. Gheorghe Onișoru, profesor al Universității Ștefan cel Mare din Suceava și cercetător la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara. Întâlnirea de astăzi este prilejuită și de ultima apariție editorială care poartă semnătura domnului profesor Onișoru, un adevărat eveniment editorial despre care vom vorbi în această emisiune. Este vorba despre Stalin și poporul rus, democrație și dictatură în România contemporană. Vom încerca să atingem și noi câteva puncte din volumele dumneavoastră și aș vrea să vă întreb ce ați făcut în ultimii 30 de ani, pentru că sunt 30 de ani pe care i-ați dedicat studiului și acestor volume care au văzut de curând lumina tiparului. Da, întrebare foarte bună și ne trimite cu gândul la o altă întrebare care circula nu de mult în spațiul nostru public. În ultimii 30 de ani am scormonit prin arhive și aceste două volume, partea întâi, Premizele instaurării comunismului și partea a doua, Stalinismul în România, reprezintă, dacă vreți, rezultatul final al acestei munci. E un rezultat de etapă, fără îndoială, probabil că după mine vor veni și alții care vor scrie despre această perioadă. Am pornit de la ideea de a face o istorie a României democrat-populare, adică de la 23 august 1944 până la 30 decembrie 1947, dar mi-am dat seama că lucrurile nu vor fi foarte bine înțelese dacă nu vedem premizele și urmările. Și atunci am plecat de la Marea Unire, pentru că era un foarte bun prilej de a face un bilanț asupra perioadei interbelice, care încă
își așteaptă istoricii, să sunt foarte multe subiecte care încă trebuie scrise așa cum trebuie, și sigur a mers apoi până la moartea lui Stalin, pentru că în această carte Stalin până la urmă este acel duh malefic care plutește asupra celor două. Deci între 1918 și 1953. Aici am două argumente cu 53, odată că 53 moare Stalin și în 52 este momentul în care Gheorghe Gheorghiu Dej scapă de grupul Ana Paucăr, așa numitul grup antipartinic, Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohare Georgescu. Și atunci este, din momentul acela, o altă etapă a comunismului românesc. Aș dori să-l felicit pe domnul profesor Onișoru pentru această realizare. Părerea mea este că una dintre, dacă nu cea mai bună lucrare de sinteză privind această perioadă, 44-48, dânsul merge însă până în 53, cuprinde și perioada interbelică pentru a înțelege mai bine lucrurile și dă răspuns la foarte multe întrebări, spulberă, după părerea mea, niște stereotipuri care s-au creat în societatea românească. Societatea românească avea nevoie de această cristalizare care să vină după 30 de ani de la căderea comunismului. Avea nevoie. Părerea mea că umple un vacuum în istoriografia română pentru această perioadă, într-un mod extrem de echilibrat, într-un mod obiectiv, echidistant, se adresează în egală măsură generațiilor și vârstnice pentru a înțelege mai multe, mult mai bine lucrurile, dar și tinerilor. Să începem cu premizele instaurării comunismului în România. Domnule Banu, erau 1000 de membri ai Partidului Comunist, aproximativ. Ce cifre avem în acest moment dovedite, apropo de structurile interne ale Partidului Comunist în România la 23 august 1944? Da, într-adevăr, această cifră atât de mult vehiculată este acoperită de realitatea surprinsă de documentele de arhivă, de informațiile consemnate de siguranța statului și de alte structuri informative care monitorizau cu foarte mare atenție tot ce se întâmplă în cadrul Partidului Comunist, beneficiind de surse de informare de cel mai înalt nivel. Tocmai unii dintre fruntașii amintiți de domnul profesor Onișoru fusese recrutați de către siguranță de multă vreme. Într-adevăr, erau sub 1000 de membri, dintre care foarte mulți, așa cum am spus, erau informatori ai Poliției de Siguranță, dar în același timp erau și foarte mulți simpatizanți. Când vorbim de acești membri reduși numeric, trebuie să avem în vedere faptul că acest partid era un partid care funcționa în ilegalitate de două decenii. Din 1924 se scos în afara legii. În momentul în care deveneai oficial membru al Partidului Comunist, intrai automat în atenția siguranței, riscai să-ți pierzi libertatea, să-ți pierzi locul de muncă, să-ți distrugi familia și, până la urmă, să-ți dai viața peste cap. În 44, 45, 46, cărțile încă nu erau jucate. Cele mai multe studii recente, pe baza documentelor recent declasificate, arată că nici măcar Stalin nu știa exact ce anume urmează să facă în această arie, cu aceste țări intrate în subordinea Uniunii Sovietice sau care, în care era prezent Armata Roșie. Nu știa încă ce formulă să adopte cu aceste țări. Deci să devii automat membru al unui partid care poate, în urma unor înțelegeri între marile puteri, devenea din nou ilegal sau ieșea din arcul guvernamental, nu cred că era chiar o soluție atât de facilă. Deci eu cred că trebuie săpat mai adânc și văzut cum s-a ajuns la această creștere explozivă a numărului de membri și să ne întrebăm dacă nu cumva foarte mulți oameni chiar așteptau o schimbare, chiar erau dezamăgiți de vechile partide care s-au tot succedat la putere în perioada interbelică. Să ne amintim că în perioada interbelică am avut totuși mari frământări sociale, am avut mari probleme, am avut greva minerilor de la Lupeni din 1929, am avut greva de la atelierile CFR Grivița, s-a tras, armata română a tras în cetățenii României. Acum ne amintim doar că armata a tras la Revoluție, dar armata a mai tras în cetățenii României și în alte împrejurări. Și în 33, și în 29, și în 1907. Deci niște nemulțumiri în societate existau. Faptul că partidul a ieșit din ilegalitate la 23 august, într-un mod triumfal, să spunem, într-un mod exploziv, intrând direct în guvern, prin ministrul justiției Lucrețiu Pătrășcanu, i-a încurajat pe mulți care poate și-ar fi dorit să devină membri acestui partid, așteptând niște schimbări radicale, i-a încurajat să iasă la lumină și să acționeze fățiși. Domnule Buga,
Vorbim despre modul în care s-a instalat comunismul în România, începând cu 1944, dar până în 1944 o parte a lumii, și acum mă refer strict la Uniunea Sovietică, deja cunoștea comunismul. Erau aproape 30 de ani de când comunismul exista efectiv. Care era percepția românilor față de ceea ce se întâmpla dincolo de Nistru, cu societatea comunistă care se dezvolta sub conducerea lui Stalin în Uniunea Sovietică și societatea, să spunem, democratică, aveam un rege în România și așa mai departe? Informațiile despre ceea ce se întâmpla în Uniunea Sovietică, cum arăta într-adevăr comunismul, erau, după părerea mea, fragmentare. Cei care au avut posibilitatea să viziteze în perioada respectivă Uniunea Sovietică, și mă gândesc la Panaiti Strati, s-au convins că una era propaganda și alta era realitatea din Uniunea Sovietică, realitate în unele momente, în unele perioade dramatică, dacă ne referim la perioada marilor epurări, din 37-38, la perioada gulagurilor, epurările în rândul intelectualilor, atitudinea față de biserica ortodoxă rusă, se cunosc foarte bine. Sunt documente pe care cine dorește să le cunoască le poate afla, cum au fost oprimat clerul din Uniunea Sovietică. Deci mai mult partea plăcută, să spunem așa, pe care o transmitea propaganda sovietică era cunoscută. În rest, aspecte care țin într-adevăr de dramele care aveau loc în Uniunea Sovietică erau mai puțin cunoscute. Sigur, pe de o parte era și propaganda românească care scotea în evidență tocmai aceste, îngroșând niște lucruri care priveau realitățile sovietice, trecând sub tăcere unele lucruri, și eu m-aș referi numai la perioada industrializării din Uniunea Sovietică, care pentru vremea respectivă a însemnat totuși un salt înainte, dacă o să comparăm cu Rusia de înainte de 1917. După unele opinii, tocmai această industrializare este și cea care a permis Uniunii Sovietice să câștige până la urmă războiul. Exact, acest lucru poate sărim puțin peste timp, dar eu mi-amintesc foarte bine că în discuțiile fostului nostru lider, vorba de Nicolae Ceaușescu, în discuțiile cu Gorbaciov, în primul rând, scotea în evidență meritele lui Stalin într-o perioadă când Stalin, perioada de glasnost, de transparență, era foarte puternic criticat în mass media sovietică, în istoriografia sovietică. Ceaușescu scotea în evidență tocmai meritele lui Ceaușescu, lui Stalin, în procesul de industrializare. Chiar îi spunea Gorbaciov, dar și fostului ministru de externe, Gromyko, că Uniunea Sovietică n-ar fi rezistat atacului Germaniei hitleriste în 1941 dacă nu avea această industrializare pusă la punct. Sigur, nu nega fostul lider comunist român și dramele pe care le-a trăit poporul sovietic, faptul că au existat și crime, a existat gulagul. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție, într-adevăr, Nicolae Ceaușescu l-a admirat foarte mult pe Stalin din acest punct de vedere, pentru fermitatea cu care a dinamizat procesul de industrializare. Și vă dau un singur exemplu. La un moment dat, când Ceaușescu a creat ideea aceea de a crea un automobil românesc foarte popular, acea Dacia 500 Lăstun, de care ne mai amintim, a convocat o ședință cu conducerea Ministerului Construcțiilor de Mașini. Veniți și profesorii de la Facultatea de Automobile de la Brașov, mă rog, toți specialiștii din țară la nivel, adunați cu toții la oaltă. Ședința avea loc în mai și Ceaușescu le spune la 23 august, la paradă, vreau să avem prototipul să facă parte din paradă. Ministrii și specialiștii au înțepenit cu toții. Păi, tovar secretar general, unul mai cu curaj, a încercat să ia cuvântul. Ce sunt câteva luni, n-avem când, trebuie proiecte, trebuie să studiem, să... Și atunci așa l-a retezat-o.
Dacă Stalin ne-ar fi permis inginerilor sovietici să amâne lucrurile așa cum vreți voi să faceți, n-ar mai fi avut când să construiască tancurile și tunurile pentru front, ci ar fi fost înfrânți. Dar în câteva luni au fost nevoiți să proiecteze tancuri, să proiecteze avioane și să le dea drumul pe front. Deci așa că nu mai discutăm nimic, la 23 august vreau să am mașina inclusă în dispozitivul paradei. Da. Domnule profesor, ca să înțelegem mai bine procesul de comunizare al României începând cu 23 august 1944, v-aș ruga să încercați un scurt portret al lui Iosif Visarionovici Stalin. Da, e... Mai ales în ceea ce ne privește, bineînțeles. E o misiune extrem de complicată. Sigur, Stalin pentru ruși rămâne până la urmă nu atât prin crimele pe care le-a făcut în perioada 36-39, ci prin faptul că a fost generalismul care a rezistat în timpul a ceea ce istoriografia sovietică și cea rusă actuală numește Marele Război pentru apărarea patriei. Pentru români, sigur că Stalin nu poate fi un model extraordinar de apreciat, pentru că ne-a adus un sistem care era străin românilor. Stalin a impus prin urmare, în câteva cuvinte doar, un sistem politic după chipul și înfățășarea celuia din Uniunea Sovietică, încet, încet, în două etape. Prima etapă, așa numită etapă a democrației populare, el îi spune de altfel la un moment dat și lui Ulbricht, șeful comuniștilor ești germani, că în momentul de față noi trebuie să arătăm că avem față democratică, dar în spate trebuie să ne ducem programul la îndeplinire. Și apoi a doua etapă, în momentul în care, după semnarea Tratatului de Pace de la Paris și după ce Organizația Națiunilor Unite începe să funcționeze cu sistemul, cu acei membri permanenți, între care și Uniunea Sovietică, Stalin își dă seama că poate să renunțe la măști. Și atunci România cunoaște ce înseamnă stalinismul sub bagheta lui Gheorghiu Deș și a celor din jurul lui. Dacă vreți așa o faptă bună de a lui Stalin, este faptul că la conferința de pace, Stalin și, mă rog, trimișii lui acolo, Molotov și Vâșinski, au sprijinit solicitarea României de anulare a dictatului de la Viena din 30 august 1940 și revenirea, practic, frontierei dintre cele două țări la liniile trasate la Trianon în 1920. Basarabia nu a fost... Basarabia nu intra în calcul. Problema frontierelor occidentale ale Uniunii Sovietice fusese deja tranșată între marile puteri, respectiv între Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Uniunea Sovietică, deci nu se mai punea problema. Aceste mari puteri practic au încălcat ele însele declarație din Carta Atlanticului. Polonia a fost mutată spre vest, cu totul. Exact, frontiera a fost mutată într-un mod cât se poate de convenabil pentru Uniunea Sovietică, deci zarurile erau deja aruncate, era exclusă orice posibilitate de recuperare a Basarabiei, indiferent cine s-ar fi dus la Moscova, indiferent de speranțele lui Maniu sau ale altor lideri politici că lucrurile mai pot fi schimbate. Cum a știut Stalin să negocieze cu puterile occidentale astfel încât România să rămână fără doar și poate sub influența lor pentru următorii 50 de ani? Da, este clar astăzi că o serie din liderii politici români, și aici sigur că deschidem lista cu regele Mihai, acești oameni au crezut că ceea ce se întâmplă în România în anii 45, 46, 47 este o chestiune care se va sfârși în momentul în care tratatul de pace va fi semnat și că atunci lucrurile vor reveni la normal, rușii se vor retrage din Europa și ei vor avea nevoie la granițele lor doar de guverne prietene. Și atunci, sigur că așa trebuie să și interpretăm felul în care acționează, de exemplu, regele Mihai, care la 6 martie 1945 a fost supus unei presiuni teribile, nu doar din partea lui Vâșinski, care a venit și a spus ori guvern groza, ori nimic, dar și Iuliu Maniu, care a spus, majestate, dacă cedați acum, asta înseamnă începutul comunizării României, mai degrabă vă dați demisia și forțați pe Stalin să-și dea masca jos. Ei, până la urmă, regele Mihai a luat decizia pe care o știm. Dar după aceea, în vară, în momentul în care moare Roosevelt și vine Truman la Casa Albă și se schimbă atitudinea față de Stalin, Truman are bomba atomică acum la dispoziție, pune picioarele în prag, spune că guvernul Groza a fost rezultatul unui ultimatum de
48 de, de ore, regele nu ezită să facă acel eveniment intrat în istoriografie, sub nume de grevă regală, care este unic în spațiu dominat de Uniunea Sovietică și care ia sfârșit până la urmă de o manieră absolut penibilă printr-o cedare rușinoasă, i-aș putea spune, a americanilor, pentru că englezii deja s-au dat în spate. Noul secretar de stat, James Burns, la Moscova, a fost de acord ca în locul ca guvernul Groza să fie remaniat și să fie format într-adevăr din reprezentanța ai tuturor partidelor, să primească în el doi miniștri fără portofoliu, o chestiune cosmetică, nici cosmetică nu-i putem spune, care a fost o înfrângere colosală pentru rege. Și atunci regele, sigur, în 46 a fost mult mai atent, în momentul în care au fost alegerile și toată lumea a văzut că sunt falsificate, dar și în perioada interbelică, cam toate alegerile au fost falsificate, atunci regele a preferat pe 1 decembrie să se ducă și să rostească mesajul tronului în fața adunării deputaților, legiferând, legalizând practic falsul de la 19 noiembrie. Ideea este însă că gestul lui din vara lui 45 l-a costat. S-a dus, cum se spune, de la inima lui Stalin. Se pare că inițial Stalin avea o simpatie pentru tânărul rege Mihai. De asta i-a și dat Ordinul Pabeda. Nu sunt foarte puțini lideri, Eisenhower, Montgomery. Deci n-a luat oricine Ordinul Victoria. Victoria, i-a dat și două avioane. Adică era o chestiune. După semnarea tratatului de pace, la un moment dat, în vara lui 46, Gheorghiu Dej la Paris, este întrebat de un jurnalist cum colaborează comuniștii cu regele. Și el a spus, noi comuniștii români ne dovedim patrioți dacă colaborăm cu regele și cu elementele patriote din jurul majestății sale. După un an de zile, problema s-a schimbat radical și a venit momentul 30 decembrie, când Groza îi spune regelui, a venit momentul unui divorț elegant. Domnule Banu, ca să înțelegem procesul de comunizare al României, ar trebui să vorbim și despre două personalități ale vieții politice românești din acea perioadă. Și vorbim despre Petru Groza și despre Gheorghe Gheorghiu Dej. Două scurte portrete, vă rog. Erau două figuri deosebite, Petru Groza și Gheorghiu Dej, cu proveniențe și educații diferite. Groza era ardelean, era un beneficiar al unei educații de calitate, era doctor în drept, își făcuse studii la Budapesta și la Viena, practicase avocatura, acumulase o avere considerabilă, de altfel însă și familia era una înstărită. Trebuie subliniat că, în pofida faptului că era un om foarte bogat, avea o orientare de stânga, înțelegea să contribuie într-un fel prin măsuri de ordin politic la ameliorarea situației țăranilor din România, care, trebuie să o spunem foarte clar, în epoca respectivă aveau o situație cât se poate de proastă. Și iată, un om foarte bogat, cum era Groza, avea simpatia aceasta către țăranul român și încerca să facă ceva. Lucrurile n-au ieșit în perioada interbelică, știm evoluțiile de atunci, intervenirea acelei dictaturi regale, apoi celelalte două dictaturi care s-au succedat și, în final, instalarea regimului comunist. Dar era un om educat, un om foarte bine pregătit, cu o mare capacitate de relaționare umană, un tip cu simțul umorului și, se pare, cu mare trecere la femei, cu o inteligență dublată și de o viclenie foarte, foarte ascuțită și care, având conștiința și propriei valori și a independenței sale financiare, economice, nu avea niciun fel de complex, de altfel a fost, se pare, singurul român din delegațiile care au mers la Stalin, care s-a purtat cât se poate de degajat și care a avut capacitatea de a-l capta pe Stalin prin câteva bancuri, cu mai mult sau mai puțin fără perdea. Vă spun să păstrați hotărârea voastră fermă de a nu dezarma în lupta voastră politică, de a nu dezarma în uzinele voastre, în birourile voastre, de a nu lăsa să dezarmeze nici plugarii pe ogoarele lor, până atunci, până când nu vedem realizată acea țară pe care noi o numim mereu și o strigăm mereu, România liberă, independentă și democratică. De ce a fost el ales? Se cunoștea, domnule Buga? Nu, Petru Groza era totuși liderul Frontului Plugarilor, o zonă unde
Partidul Comunist Român nu avea audiență, e vorba de zona rurală și cred că ăsta a fost unul din motivele pentru care a fost și în grațiile Partidului Comunist Român până... Era exact ce avea nevoie Stalin. Exact. Stalin avea nevoie de oameni politici burghezi în care să, pe care se poată sprijini. Ori Petru Groza fusese de două ori ministru în guvernele Averescu, avea acest partid, Frontul Plugarilor, care în zona Alba și Hunedoara făceau era... contrapondere față de Partidul Țărănesc. Contrapondere. Când a înființat partidul, câteva mii de țărani au participat la DEVA, la lansarea formațiunii. El fiind avocat știa foarte bine să se... Dar el nu știa ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. Gheorghe Gheorghiu, deci nu știa ce se întâmplă în Uniunea Sovietică? Ba da, bineînțeles că știau ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. Ce se întâmplă cu adevărat. Dar Petru Groza și-a dat seama că este bine să se lase luat de val și să fie în fruntea valului decât să fie martir. Nu a avut, așa cum spunea foarte bine domnul doctor Banu, Petru Groza îi plăcea o băutură, o femeie, de altfel și în carte dau niște chestiuni așa ca să fie un pic mai picant, să nu fie cartea prea... Dură faptul că la un moment dat și el este pus sub lupa securității și apar rapoarte că directorul operei din București îi ducea baletiste. Da, deci sau îi plăcea să joace un tenis, îi plăcea... Era un om care și-a dat seama încotro merge treaba și s-a văzut asta în momentul în care 47 Tătărescu a venit cu memoriu și a vrut să, crezând că gata, s-a venit pace și se revină, s-a terminat cu democrația populară, Petru Groza a fost primul care l-a contrat în ședința de guvern și a mers pe mâna lui Gheorghe Udej. Și a rămas în continuare, l-au ținut și după 48. Inițial, la 30 decembrie 47, se pusese problema ca Groza să fie numit în fruntea prezidiului Marea Adunări Naționale și Gheorghe Udej să devină prim-ministru, dar nu am, n-am văzut documente în acest sens, dar sunt convins că în ultima clipă Stalin a spus nu și s-a renunțat. Deci planul inițial așa este. Documentele care sunt publicate de răposatul Mircea Chirițoiu încă de acum 20 și ceva de ani arată că în formula inițială, după abdicare, Groza trebuia schimbat din funcția de prim-ministru. Ori undeva s-a produs schimbare. Deci asta este clar că se vehicula deja numele lui Gheorghe Udej? Se vehicula numele Udej, sigur. Udej. Un scurt portret al lui Gheorghe Udej. Da, deci era net diferit de Petru Groza. Originar din Bârlad, dintr-o familie modestă, a reușit cu greu să parcurgă anii de școlarizare și să capete o meserie. Era electrician. Astăzi pare un lucru de nimic, dar în România anilor 1920 era cu totul o altă situație. Deci era un muncitor calificat într-o ramură nouă, să zicem așa, și mai ales era un tip foarte chipzuit, un om foarte, foarte atent, foarte receptiv, capabil să învețe de la cei din jurul lui. A fost atras de foarte devreme către mișcarea comunistă, s-a șlefuit foarte mult în închisoare, a intrat în contact cu o serie de spioni sovietici trimiși în România și capturați de contrainformațiile române și închiși. O parte dintre aceștia au fost atrași în orbita lui Udej, dacă vreți un termen de specialitate, au fost întorși, ca să zicem așa, în timpul detenției și au fost, unii dintre ei au rămas fideli de-a lungul timpului și un exemplu în acest sens este cel care a condus o vreme spionajul românesc, Serghei Nicolau, care i-a rămas îndatorat tot timpul lui Udej și pe care l-a sprijinit foarte mult. Iar în relația cu Stalin era iarăși un om foarte potrivit. Era exact ceea ce îi trebuia lui Stalin. Tipul de lider provenind din rândul muncitorilor, cu o activitate bogată în ilegalitate, care făcuse închisoare pentru ideile și convingerile sale, care dovedise că este un lider, pentru că ramura din închisori a Partidului Comunist îl recunoștea drept lider incontestabil, deci el era șeful comuniștilor din închisori, iar în momentul când a ieșit din închisoare și s-a confruntat cu așa numiții cominterniști, cu cei veniți cu tancurile sovietice, a știut și acolo să adopte o atitudine plină de prudență, plină de tact. Anna Paucăr, de exemplu, era notoriu la vremea respectivă că avea fir direct, putea să-l sune oricând pe atotputernicul Molotov. Da. Deci era suficient pentru foarte mulți oameni să-l înghețe sângele în vine, numai ideea asta. Deja a știut foarte bine să o ia cu dragă Ana,
să vorbească foarte frumos și cu Luca și cu Teohari Georgescu. Când a venit în septembrie la București, scuze-mă Florian, a intrat direct în Comitetul Central și s-a comportat din prima secundă ca un lider. Gaten cu Tirea și ceilalți strigă că tăia gura. Săriți! Ajutor! Ne omoară poporul! Cum cer ne-a lor ajutorul? Acum, de pildă, avem alegeri. Strigă dumnealor în străinătate! Veniți la noi în țară! Veniți! Să ne omoară oamenii la alegeri! Veniți că nu votează pentru noi! Veniți să vedeți că ar vrea să voteze pentru noi, dar nu-i lasă groza Teohari și mai știu eu cine. În felul acesta, domnii istorici perfelesc, calță în picioare, își bat joc de independența țării, de independența poporului. Ei vor să ne facă pe noi, să ne prezinte pe noi, mulțimea mare, ca pe niște minori, ca pe niște sălbateci, ca pe niște neonești, care trebuie să fim puși sub interdicție, sub control. Deci nu a spus nimic, a tăiat, a tăcut, a molfăit-o și a ajuns în ianuarie 45 la Moscova și atunci Stalin l-a văzut prima dată și mai avea în afară de ceea ce a spus și a subliniat excelent domnul doctor Banu, mai avea un argument. Dacă Ana Paucăr era prietenă cu Molotov, Gheorghe Gheorghidej era român. Această chestiune a contat foarte mult pentru Stalin, care până la urmă l-a luat în brațe pe Dej. Această chestiune, după venirea, o povestește destul de frumos și zic că corect Brucan în memorie, spune că momentul în care Dej a venit de la Moscova și a coborât la Pitești, că până acolo era ecartamentul lărgit, a fost întâmpinat de toată conducerea care după aia a stat în spate. Că în momentul ăla s-a văzut clar că pe el a pus mâna. De altfel, Stalin a și spus clar, e prea devreme pentru România, pentru societatea românească, să accepte ca lider politic o femeie. Exact. Ghiță este bărbat și este român. Deci Ghiță este cel care este ales să conducă. Dar în același timp, Ghiță deja avea, așa cum am spus, talentul său, avea abilitățile sale. Gândiți-vă că a trebuit să-l neutralizeze pe Lucrețiu Pătrășcanu, care negociase cu Casa Regală, condusese delegația română la Moscova pentru semnarea convenției de armistițiu. Trebuia să și subordoneze pe niște oameni care erau net superiori din punct de vedere intelectual. Un Bodnăraș, de exemplu, un ofițer foarte bine pregătit, un Ion Gheorghe Maurer, un avocat instruit, cult. Deci, pe care a știut să-i atragă. S-a folosit de oameni, dacă vreți, a fost un Stalin mai mic, care s-a priceput foarte bine la oameni, a știut să-i folosească unul împotriva altuia și pe toți pentru el, în folosul său. Vorbim despre premisele instaurării comunismului în România Mare și se alătură discuției noastre domnul profesor Sergiu Musteață. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în România începând cu 23 august 1944. Cum a pătruns comunismul în partea asta a țării? Spuneți-ne ce s-a întâmplat în Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, începând cu 23 august 1944. Comunismul a pătruns în zona aceasta mult mai devreme. Intențiile sovieticilor, sau mai întâi bolșevicilor, după care sovieticilor, au fost mai timpurii față sau la adresa Basarabiei. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în partea sau în perioada intervelică, provocările din partea bolșevicilor la adresa României, într-un final acel tratat Molotov-Ribbentrop, care s-a soldat cu ocuparea Basarabiei și instaurarea regimului stalinist în această parte românească, crearea propriu-zis a RSSM-ului, un transfer de structură deja existentă în componența Uniunii Sovietice, iar în 44 o revenire. Dar să nu uităm că totuși pornirile acestea totalitare împotriva locuitorilor Basarabiei au fost în 40-41, primul val de deportări, arestările și chiar executările pe loc atunci când regimul a hotărât să lichideze elitele locale și în contextul dat situația era destul de delicată în anul 44. Ca să nu mai zic ce a urmat imediat după finalea războiului și încercarea de
fortificarea regimului, de avansare a structurilor sau de creșterea pozițiilor structurale, bineînțeles că colectivizarea care nu prea mergea și foametea care a fost imediat după. Deci acum sunt în memoria oamenilor acele episoade strașnice, nu doar din cauza războiului, dar ce a urmat după, care a avut un impact pe alocuri mult mai mare și nefast asupra populației decât a fost cel de-al doilea război mondial. Deci foametea agresivă, o foamete care a fost dirijată, coordonată de către liderii comuniști locali, cu sute de mii de victime, cu o pată destul de mare și impact negativ asupra sănătății generale, dacă vorbim de aspectul acesta colectiv. Și mai departe nu vine altceva decât un nou val de deportări, cel mai mare, cel mai agresiv, care de fapt a ras elita locală de la nivelul cel mai mic, deci de la nivelul rural până la cel urban. Și în contextul dat, amintirile despre Stalin în Republica Moldova de astăzi sunt destul de negativi, iar regimul lui a fost și a rămas în mare parte în memoria oamenilor destul de nociv. Regimul Stalin înseamnă o filă neagră în istoria omenirii în general, iar cei care au fost sub incidența nemijlocită a regimului, bineînțeles că este ceva groaznic. Paradoxul este că în secolul 21 se încearcă o reabilitare. O reabilitare a imaginii, a poziției, a ponderii pozitive a lui Stalin în istoria secolului 20. Și lucrul ăsta s-a făcut și se face cu bună știință de către propaganda de la Moscova. Din afirmațiile lui Putin s-a preluat și promovat că este unul dintre cei mai buni manageri ai secolului 20. Deci bineînțeles că s-a distorsionat, iar în Rusia s-au reabilitat și monumente lui Stalin încercând de a readuce poziția lui de un lider puternic. Nu negăm faptul că a fost un lider puternic, dar trebuie să înțelegem această putere sub toate aspectele ei, care a fost prețul acestei puteri, care a fost impactul asupra societății generală în Uniunea Sovietică și, bineînțeles, ca republicilor care au fost ocupate ulterior. Dacă vorbim de Basarabia, Ținutul Herța incorporat în Ucraina și statele Baltice, în contextul dat, deci ne dăm seama că acest regim a fost unul nu numai dictatorial, asta e spus foarte puțin, a fost un regim care a promovat teroarea și lichidarea oamenilor la un nivel sau deci greu de imaginat. После взятия власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание ударной бригады мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи ударной бригады облегчат положение народам, томящимся под гнетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую и фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна, единственная. И пока приходилось ей выполнять эту передовую роль, почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады, в лице народно-демократических стран. Теперь нашей партии легче стало бороться. Да, и работа пошла веселее. Cum trebuie să îl judecăm pe Stalin? Cum trebuie să judecăm ceea ce s-a întâmplat? Sigur că Stalin este cel care și-a pus pecetea asupra evoluției istoriei românilor, cel puțin până în 1953. Exact. Până, practic, cu câteva luni înainte de a muri,
El s-a interesat permanent de ceea ce se întâmplă la București și a dat totdeauna acceptul. Să nu vă închipuiți că în 52 Gheorghiu Dej a scăpat de Ana Paucăr, de Teoharie și de Vasile Luca fără acceptul lui Stalin. Ba dimpotrivă, Stalin a fost cel care a dat semnalul ofensivei finale. România, așa cum evoluase ea până la 1938, mergea încet, încet spre o anumită democrație. Și probabil că dacă cel de-al doilea război mondial s-ar fi încheiat cu ocuparea României de către trupele anglo-americane și nu de către trupele sovietice, sigur că istoria noastră ar fi arătat altfel. Am fi avut probabil că o clasă politică care s-ar fi dezvoltat în mod normal, am fi avut o relație mai normală cu Uniunea Sovietică, pentru că să nu uităm, această prietenie română-sovietică ne-a costat în primii ani enorm. Domnul Florian Banu are teza de doctorat legată de sovromuri. Deci singura chestiune pe care o putem spune cu siguranță acum este că nu știm cât s-a furat. Deci pe toate canalele erau conductele, se ducea petrolul fără să se vadă cât s-a dus, plecau lemnele fără să știm câte garnituri de tren și așa mai departe. Deci și s-a extras de toate, inclusiv metale prețioase și așa mai departe. Deci clar că România a fost subtă, să spunem, din punctul ăsta de vedere, de către Uniunea Sovietică sub bagheta lui Stalin. Și sigur că dacă încercăm să facem așa, să tragem o linie, Stalin a reprezentat pentru România un erou negativ. Domnule Buga, ați lucrat în mediul diplomatic 10 de ani. I-ați cunoscut nemijlocit pe sovietici, mai ales în rândul diplomaților. Ce rămâne în urma relațiilor dintre România, mă refer la Republica Populară, apoi Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică? Au fost și lucruri pozitive, să le spunem, și lucruri pe care nu ne le-am fi dorit la vremea respectivă. Nu ne-am fi dorit abuzurile care s-au făcut în prima perioadă, în perioada de ocupație, în primul rând, și eu socotesc perioada de ocupație până, poate alții nu sunt de acord cu punctul de vedere, până la tratatul de pace. După aceea, prezența trupelor sovietice, sigur, și-a spus cuvântul, dar nu în măsura în care guvernul român n-ar fi putut face nimic. Au fost și perioade când noi am fost cei nu îndemnați de Moscova, dar tocmai pentru a intra în grațiile Moscovei am făcut o serie de greșeli în politica de industrializare, chiar în politica de colectivizare, și eu am în vedere anii 53-54, imediat după moartea lui Stalin, când partea sovietică, nu au conducere sovietică, atrage atenția conducerii române să pună stop unor greșeli grave, mai ales în planul industrializării forțate, sistarea unor lucrări care reclamau la vremea respectivă investiții foarte mari pe care România nu și le putea permite, și am în vedere în primul canalul Dunăre Marea Neagră. Au fost și perioade când, într-adevăr, relațiile au fost într-adevăr de respect, se poate spune, dar asta privesc mai ales perioada de după 64, după ce la conducerea Uniunii Sovietice a venit o altă garnitură, o etapă când și de o parte și de alta s-au înțeles mai bine lucrurile, să nu se forțeze în domeniul unde noi, cum să spun, aveam cumva o poziție aparte față de, în abordarea unor probleme mari, de politică externă și mai puțin de politică internă. Până când, sigur, au apărut momentele astea de tensiune și am în vedere principal cele legate de poziția României în 67, în timpul crizei din Orientul Mijlociu, și stabilirea celor diplomatice cu RFG-ul fără să fi cerut aprobarea Moscovei sau măcar să o fi informat-o. Poziția noastră în 69, în timpul crizei. Deci încet, încet Republica Socialistă România își
ruptea cumva independența față de Moscova. Exact. Începe din 64 și puțină lume crede, într-adevăr, în aprilie 64, odată cu adoptarea declarației de independență a Partidului Muncitoresc Român la vremea respectivă, asistăm la un nou curs în relațiile cu Uniunea Sovietică. Se poate face, din punct de vedere științific, o ierarhizare a răului? Vă întreb direct, este Iosif Visarionovici Stalin cel mai rău om care a trăit vreodată pe pământ? Din punct de vedere științific. Este greu, este foarte greu să facem acest lucru, pentru că discutăm de perioade istorice diferite. Nu? La anul 1, oamenii, dacă erai vinovat, erai crucificat. După 1000 de ani, se dădea foc. După încă 1000 de ani, se dădea ceanură și așa mai departe. Este foarte greu. S-au încercat lucruri de genul acesta atunci când s-au făcut istoria regimurilor totalitare. Mulți au spus că cel mai mare criminal din istorie ar fi Pol Pot, liderul cambogian, pentru că ăsta și-a omorât propriul popor. Ceea ce este însă cert este faptul că Stalin intră în rândul acestor criminali, pentru că oricâte fapte bune a făcut, are la activ totuși milioane de oameni care au murit, milioane de oameni care au ajuns în gulag și nu numai ruși. Așa după Reich și Slavski, Stalin curăță pe Slansky, iar Malenkov pe Beria, ca să nu-l mai supere cu Beria. După Beria, Malenkov curăță pe Avakumov, apoi a venit Hrușciov și l-a mazilit pe Malenkov. Roata lumii se învârtește țac, 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 și orice crimă se plătește țang, țang, țang. Comunismul întâi te ajută, tac, 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 și apoi te execută, pac, pac, pac. Când Sovietocomitetul îți cere autoportretul, ăsta-i semn că nu-i mai placi și că autocritica-i să-ți faci. Roata lumii se învârtește, țac, 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 și orice crimă se plătește, țang, țang, țang. Comunismul întâi te ajută, tac, 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 și apoi te execută, pac, pac, pac. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.